Călătorinsosea și fiind obosită, să lași-și căuta și-n viflaimul mare nimenea n-o primea. Atunci sfânta fecioară din viflaim ieșea și-n câmp într-o acolo s-a așeza și între dobitoace pe fânul cel uscat, născuta prea curata un mare împărat. El vine în haină albă de îngeraș purtat să spele de rău și de păcat. De atunci în orice casă se aud colindători, colinda lor duioasă răsună până în zori. Colinda lor duioasă răsună până în zori. Fratelor, ele sunt frumoase, cântă frumos, așa cum ați auzit dumneavoastră, dar fac și altfel de lucruri. Anul trecut, nu știu dacă numai anul trecut, au organizat, așa, cum au dorit ele și au reușit foarte bine, un spectacol, repet, și l-au regizat, singur l-au și prezentat ca atare, un spectacol având ca scop de a prezenta celor care vor să participe la respectiva manifestare, dar și de a strânge niște fonduri cu ideea de a ajuta semenii. Au reușit. Vedem și noi la televizor manifestări de felul ăsta. Nu credem că avem îndoielile noastre. La noi s-a petrecut anul trecut și se va petrece din nou înainte de Crăciun și anul acesta, având același scop nobil de a strânge ceva, bănuți, pentru alții, nu pentru ele. A fost minunat să vezi frumoasele noastre mergând prin sală și fără să ceară. Spunând mulțumesc dinainte, dar să adune ceva, repet, pentru alții și neapărat într-un scop de ajutor. Se întâmplă rar, dar e bine că se întâmplă și poate ne vom învăța noi, eu, unul ca mine, să ajutăm. Învățând de la copii. Că se poate învăța de la copii. De asemenea, tot în spațiul nostru, s-a văzut cum tot copiii corectează manifestările nepotrivite de pe relațiile de socializare a unor oameni maturi. Și tot ei, copiii, au reacționat extraordinar. Poate vor pricepe și cei maturi că e bine să învățăm de la copii. Revenind la copii și la dascăle, aș dori să ascultăm din cei care pentru generația mea și a multor autori din sală au reprezentat repere din toate domeniile la timpul când noi eram copii. Ce minunat trebuie să fie, sau nu știu cum este, și tot m-a acuzat cineva de frustrări, da, am frustrări că nu știu cum e să fii și elev și mai apoi profesor. Dar eu am sentimente extraordinare despre profesor, fără să fiu profesor. Revenind, trebuie să fie minunat ca să fie elev într-o școală și mai apoi să ajungi cadru didactic în aceeași instituție de învățământ și să... De fapt, aș vrea să știu cum este părerea unui dascăl despre dascălii dumneavoastră. Avem printre noi nenumărate repere, așa cum am zis.
unul dintre reperele care pentru noi, generațiile mai vechișoare ale satului, a reprezentat un model. Aș dori ca domnul profesor Comănici să ne spună câteva cuvinte din despre cariera dumnealui sau despre ce vrea dumnealui să spună, că nu îndrăznesc să zic eu un elev, cum să vorbească sau ce să spună dascălui. Vă rog, domnul profesor, rămâneți pe scaun și... Ca de fiecare dată, consultanul lor, pe o cărșuneanul lor convins, trăsături specifice, nouă cărșuneanul, mă ia pe surprindere și îmi dă cum. Întâlnirea de astăzi este deosebită. Tema este de o importanță foarte mare. Nu am știut, am cunoscut tema, am cunoscut intenția să ne întâlnim astăzi, m-am gândit și asupra ceea ce voi spune eu, dar nu am cunoscut ceea ce s-ar urma să se prezinte astăzi, de aceea cred că organizatorii au rămas datori cu multe lucruri pe care trebuia să le aducă la cunoștința noastră în legătură cu ceea ce a însemnat și înseamnă școala în comuna noastră. S-a oprit foarte devreme, la 1938, nu ne-a gândit nimeni importanța perioadei, dar în ultimii 75 de ani s-au mai întâmplat multe cu școala și oamenii acestei comune care au trecut prin băncile școlii. Pentru că obișnuiesc să vorbesc cam mult când încep să vorbesc și pentru că am și o vârstă și uitarea este o, face parte din legile omenești. Mi-am notat câteva aspecte și v-aș ruga să-ți dat voi să ne prezint. Salut inițiativa și felicit de la nivelul vârstei mele, pe cei care s-au ostelit să organizeze. Peste viața spirituală a comunei, peste istoria acestei localități Cașe, s-a bătut o rază de speranță, portată de un grup de fii ai comunei, primar, viceprimar, director de școală, care și-a unit autoritatea funcției cu efortul celui care a devenit de acum un cunoscut local, național și chiar universal prin lucrarea Porțile de Lemn, Porțile Sufletului. Și mai ales prin simpozionul cu tema Obârșa Mioriței, organizat în zilele Cașelului din anul 1915. Eveniment la care au participat peste 50 de invitați, oameni de cultură, profesori universitari, doctori, doctoranți, specialiști în folclor din diferite zone ale țării și în Moldova de peste Prut. Personal, am considerat o onoare pentru mine și pentru comună a cărui fiu sunt. În ceea ce privește tema dezbaterii, aș dori să aduc prinosul meu de recunoștință și respect cadrele didactice ce au slujit școlile Cașin și Curița în cei peste 100 de ani, 150 de ani, și care prin munca lor au deschis drumul învățării și dragostei de muncă pentru mulți tineri
și au devenit preoți, doctori, profesori, învățători, juriști, ingineri, militari de carieră, maestri, muncitori de înaltă calificare, meseriași de diferite categorii. Mulți dintre ei sunt prezenți aici ca o mărturie a ceea ce spun eu că e un adevăr. Dacă vă uitați bine, aici avem din toate categoriile și în această țară sunt enorm de mulți, pentru că uitați-l spunem fără falsă modestie, că această localitate a fost o pipinieră de oameni dedicați muncii intelectuale și cu o voință puternică. Cărăușii noștri și mai târziu angajații pe șantierele țării au fost și sunt oameni ambițioși, cu deschidere spre cultură și știință și sprijină copiii să învețe carte. S-au schimbat vremurile, dar nu și sufletul nostru. Am rămas cu aceeași dragoste și interes față de animale, în special cai, covirtirul, căruța cu covirtir, o leacă de negustorie, cum spune Crean. Indiferent de ceea ce am fost, de ceea ce am făcut și facem în viață, rămânem fiii, nepoții sau strănepoții cărăușilor cășuneni pe care trebuie să-i cinstim prin faptele noastre. Suntem niște munteni aduși aici de istorie și ne-am încăpățânat să ne păstrăm trăsăturile de bază ale strămoșilor noștri. În cei 80 de ani de viața mea, am fost martor și am participat la viața acestei comune din copilărie, dar mai cu ales în ultimii 52 de ani, în 1963, când mi-am început activitatea aici, în comună, ca director de școală și de cămin cultural. Instituții care, zic eu, și-au făcut datoria. Director fiind, am fost, după potrivit obiceiului, membru în mai multe comisii și comitete. Am avut funcții mai mari sau mai mici, în perioade mai grele sau mai ușoare, ajungând, după Revoluție, primar și viceprimar, când m-am confruntat cu cele mai dificile probleme din activitatea mea, perioada fiind dificilă și instabilă. Am lăsat la urmă școala pe care am slujit-o cu credință, care uneori era prima de acasă. Actualul local s-a construit în perioada 1965-1969. Primar Gheorghe Grădinaru, director profesor Comăniș Constantin. Până la această dată, cei mai prezenți aici, vă amintiți, învățam pe unde puteam. Aici, școala propriu-zisă, existau 4 săli de clasă. 2 pe această linie, din cărămidă construite la început, vreo 2 lateral. Dar școala funcționa în cele 4 săli de aici, în actualul local de bibliotecă, la Mâică, la Băncilică, la Cozac, unde stă domnul Solomon astăzi, la Căminul Cultural Vechi, Casa Națională. Profesorii își schimbau catalogul pe drum, ca să poată să nu întârzie la ore. Deci condițiile erau extrem de grele, cu toate acestea se învăța carte și exista multă, multă seriozitate. Concepută cu 2 nivele, nevoile comunii ne-au obligat să cerem suplimentarea cu încă un etaj. Nivelul al 3-lea s-a construit cu beton ușor.
sub denumirea de beton autoclavizat de doicești. În aceleași motive, ușurințe, s-a făcut placă de, nu s-a făcut placă de beton, ci acoperiș din lemn și tablă. Aș vrea să remarc efortul voluntar al părinților și elevilor, deși prea târziu n-am avut ocazia. Săpătura fundației pentru întreaga școală și nu puțină, pregătirea betonului pentru fundație s-a făcut voluntar, fără plată, de către cetățenii acestei comuni, părinți ai elevilor sau numai doar locuitori. Nu erau mijloace mecanice pentru ridicarea materialelor la etaj, iar acest lucru era asigurat de către elevi și părinți. Sezizați, vă rog, prezența muncii voluntare, fără plată, a elevilor și a părinților. Nu existau fonduri pentru pregătirea interioară, pentru ornare, pentru material didactic. Dar cadrele didactice, ajutate de părinți, și-au făcut datoria, școala Caștin devenind un model pe județ. Având prin construcție 12 săli de clasă, laboratoare de fizică, chimie, geografie, istorie și așa mai departe. Ne străduiam și noi atunci să modernizăm. Era curentul acela al modernizării calității învățământului și dezvoltării calității învățământului. În anul 1972, la cererea Inspectoratului Școlar Județean, am chemat la întrecere toate școlile din județul Bacău, orașe și sate. În luna noiembrie aceluiași an, după deschiderea și organizarea școlii pentru noul an școlar, am supărat pe cineva din partid și prin dispoziția Comitetului Județean de Partid am fost înlocuit din funcție, deși școala era foarte apreciată ca unitate de învățământ. Spun aceasta nu ca să mă plâng, ci pentru cei mai tineri, care sunt sau aspiră la funcții. Că nu întotdeauna munca și rezultatele pozitive îți asigură aprecierea și susținerea celor mai puternici. Nedreptatea a fost și va mai fi. Eu nu am renunțat, deși m-a costat sărătatea. Și vă sfătuiesc să nu să vă luptați când aveți dreptate. O luptă-i viață. Acum sunt alte vremuri, deci alte posibilități. Cu privire la... Am o propunere cu privire la... La conducerea comună. Școala actuală s-a construit în urmă cu 50 de ani. Cu multă economie, cu o tehnologie depășită și cu un grad mare de risc. Școala cu cele trei nivele este construită fără niciun strâmb de beton armat, cărămidă peste cărămidă. Seismul din 1977 a afectat partea de sud. Fisura nu se mai vede, s-a acoperit de meseriaș. Riscul este enorm și permanent. Se impune, cred eu, consolidarea construcții având în vedere destinația acestea. Doamne ferește de cutremur, toată lumea își va aminti atunci cine a fost primar și director când s-a construit. Și nu uitați, școala ca principal mijloc de cultură și civilizație a tinerii generații trebuie să rămână un veșnic în sufletele
și în atenția tuturor. Să respectăm și să sprijinim pe cei ce au fost, sunt și vor fi slujitori ai școlii. Să respectăm valorile morale și intelectuale. Să respectăm tradițiile și neamul nostru. Doresc să închei mica mea intervenție în optimismul omului de vârsta mea, recurgând la amintirile ce mi-au marcat viața și momentele ei de fericire sau tristețe. Pentru că în viață nu am scris o poezie, nu am scris nici proză, nu m-am priceput, n-am putut, n-am avut vreme sau am făcut altele, mă mândresc cu cei care fac acest lucru. Și avem aici, iată, chiar în fața mea, Nicu Tudose, care are astfel de preocupări, nu și-a publicat nimic, dar știu că are talent. Teru Tudose Munteanu, rămâne dator să ne explice etimologia acestui cuvânt, semantica. Munteanu, de unde? Tudose sau Munteanu? Ca amândouă. Noi l-am cunoscut, familia Munteanu. Am înțeles, domnule profesor, voi face ceea ce spune dumneavoastră. Vă rog, chiar. Vecin fiind cu mine, știam că sunt băieții Lunea Nicolae Munteanu și Atațianic. Acum, când am venit la școală, am aflat că e Tudose. E o enigmă pentru mulți dintre noi. Și m-aș ruga să rămâniți. De aceea, pentru că n-am avut atâta talent, am să vă rog să-mi permiteți să valorific puțin talentul unui băiat modest, produs al școlii noastre, care a scris o cărticică, a publicat-o, Ion Mora se numește, care își câștigă existența cu pixul și cu capul și inteligența. Poezioare scurte, dar mie mi-au plăcut. Sper să vă placă și de treaba asta. Petru. Mă uit și eu cu jale amară. Trecut au anii mei, Petru. Căruța amintirii este cu pânză rară, iar covirtirul-i doar un nor de fum. Am înhămat la trap și bun și răi, cai durerilor aprinse. Cu biciul găduinței am tot pognit prin văi, perzându-mi urma-n văile întinse. De mi-a fost sete, am tăinuit mereu, ispitelor lumești le-am ținut calea. M-am sprijinit în băț și n-a fost greu, când fruntea mi-o spăla în soare sudoarea. Câtă cobzare este în numirea cei de-a doua poezii. Câtă cobzare de dor șalean, că tare durere mă apasă. O strună cu gândul fugar, dintr-o speranță mi-am ridicat casă. Fereastra e ascunsă priviei din drum și noaptea o cuprinde în tăcere. Mai am o vorbă, cobzare, să spun. Nu știu pe lume mângâiere. Iarăși cu ochii dușmani mă privesc și poarta o închid cu durere. Simt sufletul cât e de amar, când nimeni nimic nu-și cere. Cântă cobzare, te poți și alină o lacrimă rece. Viața e frumoasă, e și haină, cu drumuri și multe poteci.
emoționante și de reținut toate cele spuse de domnul profesor Comăniș. De altfel, ați văzut, dumnealui a început, așa cum stă bine unui dascăl, criticându-ne și eu sigur îmi însușesc tot ce a spus domnul profesor, dar referitor la faptele întâmplate, n-am citat din lucrare decât în primii 2 ani. Ar fi fost culmea să continui de, și așa timpul este foarte înaintat. Vă mulțumim, domnule profesor, și mai ales vă mulțumim dumneavoastră și celor dascăl pentru ce ați făcut. Este o minunăție că dumneavoastră vă vedeți și produsul muncii. Pe stradă, de-a lungul atâtor generații, trebuie să fie bine. Și mă bucur că dumneavoastră vă este bine. Aș continua printr-un altfel de moment, înainte de a da cuvântul și altor dascăl care vor să ne spună câteva lucruri despre viața pe care a petrecut-o în școala Cașin. Ieri am participat la un concurs organizat de școala Cașin cu elevii, având ca și temă istoria școlii din satul nostru. Acolo am văzut în premieră, asta este, sunt desprins de procesul de învățământ, și am văzut în premieră cum se, niște metode moderne de lucru în echipă, și acolo se află rezultatele întrebărilor scrise de cele 4 grupe de copii. A fost minunat pentru mine să constat că actuala generație de elevi a școlii Cașin știe, și copiii știu, multe despre istoria școlii în care ei învață. De aceea aș dori să le mânez câte un premiu celor care au câștigat, dar și celor care au participat. Haideți, copiii care ați participat, să vă mânez câte un premiu, iar voi să vă spuneți numele pentru a ști ce aflați în sală, cine sunteți. Claudia. Felicitări, domnișoara Claudia. Te rog să primești un semn de apreciere din partea noastră. Haideți, copii, bine! Cum te numești? Dițu Nicoleta Ioana. Poftiți, domnișoara Ioana, din partea noastră. Cum te numești? Comănești Bianca. Bianca, ai două cărți pe care sunt sigur că să le citești și să te bucuri de ele. Voi, Nice, cum te numești? Răscopa Paul. A auzit și domnișoara. Felicitări, Paul. Duțandra Alexandra. Alexandra, felicitări. Spune voi, Nice. Martinaș Alexandru. Alexandru, mulțumim și felicitări. Nu știu eu, Genoveță. Alexandra, felicitări și să fiți în față. El te știu, dar spune și altora care nu te știu. Iubu Bogdan, Maria. Bogdan, să fiți în față și felicitări. Cum te numești? Dumache Alexandru Ionuț. Ionuț, felicitări. Cu Coadi Maria. Adriane, felicitări și să fii bine. Droiu Rareș. Rareș, felicitări. Apostol Tiberiu Andrei. Tiberiu, ai reținat de tricolor, felicitări. Nu mai este nimeni? Nu-i nimic, o să le transmitem premiile care erau pregătite. Domnul... Numai o secundă, vreau să îi mulțumesc doamnei profesor de limba română care... Da. Așa este, doamna profesoară medica, a fost o încântare să particip la concursul pe care dumneavoastră l-a organizat și l-a și pregătit.
Domnul profesor Gomănici amintea de unul din produsele școlii din Cașeni, pe domnul Moraru. Așa este, a publicat o carte, dar nu mai a publicat-o. L-a catalogat ca fiind un modest al satului nostru și așa este. Însă, modest cum se află el, un ziarist, anul acesta, nu știți, vă spun în premieră, însă i s-a atribuit un trofeu de către Uniunea Scriitorilor, filiala Bacău. Așa că chiar merită aplaudat. Dacă tot am ajuns la mass media, ați sesizat și dumneavoastră că evenimentul la care participați și pe care dumneavoastră i-ați ridicat calitatea în acest fel, sunt prezente trei posturi de televiziune, televiziunea KTV, televiziunea Exclusiv TV și domnul Claudiu Ștefănescu. Vă mulțumim! Am continua, dacă mai aveți răbdare și va trebui să avem, că sigur cu noi au răbdare dascălii noștri. Printre cei enumerați și în memoria Nicolae Băslaru, se află și doamna educatoare Costolache. Aș dori să ne spună câteva cuvinte și vă rugăm frumos să ne ajutați. Stimați consărteni, îmi cer scuze pentru că nu am visat că am să vorbesc. Nici nu mi-a spus, nici... Dar am să continui așa și dumneavoastră aveți să mă scuzați. Așa ca o femeie bătrână și așa cum să fie. Dacă domnul Comănici a arătat cele ce am întâmpinat, stările de plasă, ce să mai zic eu cu grădinița? Nu știu în câte case am fost câte o grupă de copii, câte două grupă, în 5-6 case. Când am zis că am să mă simt și eu mai bine, s-a făcut grădinița acolo lângă biserică, domnul Tudor și mi-a stricat-o. S-a făcut parc de distracție. Dar este făcută o grădiniță aici, la școală. Am înțeles, eu n-am văzut-o. Așa. A făcut bine ce a făcut, dar mi-a părut rău pentru că a fost munca mea. Nimeni, nici în cuvântul lui domnul Comănici, așa cum a vorbit acum, așa am fost neascultată și nu luat în atenție 38 de ani în această comună. Vreau acum să mă răspund. Ca să știți, așa. Ca o cășunează adevărată. N-a pomenit nimic în grădiniță, așa n-a pomenit niciodată. Dar eu am fost corectă, n-am lipsit de la nicio ședință, poate să spună domnul Comănici. Am respectat un director, chiar am avut conflicte cu dânsul, nu cu domnul Comănici, așa. Spun tot. Așa, dacă m-a scumat. Ați riscat. Și vine cam și la pensii. Și m-am săturat și de pensii. Cât am fost la Onești, 2 ani, 57 și până în 59, am fost altfel respectată, ca dovadă domnul, așa, am fost prima pe raion când s-a dat atestarea. Prima. Acesta este atestatul doamnei educatoare, într-adevăr semnat de... Nu l-am spus până acum, dar nu pregătit, dar
am căutat niște acte să-i dau lui. Este o cununare a activității didactice a doamnei educatoare. Semnătura ministrului care era și a comisiei de atestare. Am fost singura pe raionul Târgoviște, ca să știți. Nu știu, cu atestare. Da. Am dat tăiat, am dat niște acte. A zis mai greu, dacă n-ai cu mare fărit, îți mai greu. Nu pot să zic, la Onești am fost respectat, aici mai puțin. Aici, învățământul preșcolar a fost luat în seamă, să zic, 99,9%. Dar eu am trăit lângă o mamă cu un caracter așa dârs și demn și lângă un soț deștept care m-au, m-a susținut și eu am mers mai departe. Așa? Cum a zis și Coșbuc. Îmi amintesc acum, nu, îmi vine așa. Pelicula. Spuneți ce aveți pe pelicula. Ca să poți povesti copiilor, trebuie să te cobori la nivelul personalității lor, rămânând om mare. Eu consider că am rămas om mare, doar acum să mă mai... Așa. Eu mi-am căutat în meserie, mi-am dat toate gradele la Iași cu profesor universitar și pregătire și definitiv și grad 2 și grad 1. Lucrare care a fost făcută, putea să iau, dau 1000 de lei și nu am o lucrare făcută, dar eu am vrut să o fac eu, toate exemplele care cu copiii. Da. Eu mă iertat, dar n-am fost, nu vin să vorbesc, doar interesant. Mai este o metodă figura asta. Mai ziceți ceva de mine, dacă aveai figura asta? Nu, mai... și cine, domnul Comanieci a zis, scoți carte, ești poate cartea. A și vândut-o. Da, mă multe. Bine, domnul profesor, dar... Da, deci băi... Ce să mai spun? Îmi plătesc cu ochii, acum ceva toată lumea, sunt operat de la ambii ochi, la a doilea, pe 7 ianuarie, a treia operație la un ochi. Ce să mai înțeleg de la mine? Eu zic că am înțeles foarte multe, dovadă că atunci când copiii au început să învețe, i-ați avut pe mână și slavă Domnului. Da, am fost o leacă cam așa cu ei. La o așa mamă, așa fică. Nu, dar nu s-a pomenit niciodată, să știți. Nu, dar eu n-am lipsit la nicio ședință. Chiar dacă mă interesa. Am fost responsabil de cel pe la Bogic 5 ani. Așa, ia. Hai. Vă mulțumesc frumos. Da, voi un pic. Să nu rămână, doamna, bună ziua, educatoare cu un gust amar. Eu, ca și eleva dânsei, am tonalitatea. Vreau să spun că nouă ne-ați insuflat foarte multe lucruri. Dovadă că, fiindu-vă elevă, sunt acum în învățământ. E învățătoare și am fost și educatoare și vă dau dreptate de ce a spus. Am alături foarte multe cadre didactice cărora le mulțumesc, tremur la mâna de emoție. Și din partea mea și cred că și a generației mele aveți tot respectul până când nu mai fi noi. Și din partea mea vă spun că ați fost o educatoare foarte bună. Și noi așa vă vom ține minte, deci să nu rămâneți niciodată bun gust amar. Fericitări și domnule! Mulțumesc, doamne, reprezentantele Marita Păsăcean, pentru aprecierile avute la adresa doamnei, cum să nu, cu mare drag, doamna învățătoare. Vom continua, nu se poate altfel cu dascării noștri să nu le oferim ocazia de a ne vorbi încă o dată.
ne asumăm și criticați-ne pentru această manifestare și pentru ce mai știți despre noi. Ați văzut cu câtă sinceritate doamna educatoare m-a atins și mi-e bine că m-a atins. Mulțumesc pentru cerința pe mine și eu n-am hotărât să vorbesc. Vă ascultăm cu mare atenție și dar. Nu vreau să iau cuvântul ca să mă preamăresc cine am fost sau cine sunt, că nu se, toată lumea mă cunoaște. În primul rând eu vreau să mulțumesc dumnealor care au organizat asemenea festivitate. A fost ceva rar, că poate în primă. O dată la 150 de ani. Așa. Eu sper să nu mai ajung 150, ca să mă aud pe acolo, că am fost și eu pe aici. Da. Ce vroiam să mulțumesc tuturor cetățenilor comunei Cașin cu care am colaborat la școală. Am fost străină satului, nu mă laud nici cu mama, nici cu tata, dar am avut colaboratori, colegi foarte buni, o echipă foarte bună și în special, chiar dacă erau anumite disensiuni între noi, ca în orice colectiv, acționam și ieșeam întotdeauna pe primul loc. Așa. Și dacă colegul meu, domnul Comănici, a spus că pilonul școarta n-are pilon sau nu știu ce, are pilon toți cei care sunt aici. Și toți care sunt în comună, niște oameni nemaipomeniți. Am muncit cum am putut, așa cum singur am fost, dar am spus și repet, mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și cu ajutorul dânșilor, ajutorul părinților, au ajuns ingineri, profesori și așa mai departe, tot felul de oameni titrați. Însă nu mă asum mie principalul. Îmi asum copiilor care au fost dotați cu așa ceva, cu bunăvoința lor și bunăvoința părinților lor. Școala de astăzi are toate condițiile, nu am avut noi niciun sfert să facem, dar am fost dotați, cu toate că mânceam și duminica, mi-e ducea la CAP, sâmbătă lucram, aveam condiții mici și totuși ne mândrim cu ceea ce am realizat atunci. Mulțumesc tuturor care sunteți și am fost colegi și suntem. Aș fi vrut în cuvântul dumneavoastră, vă aduc și eu, nu știu cui să aduc. Critica mie? Nu. Către mine? Nu. Îi aduc critică tot domnului Comănici. Sunt obișnui, nu mă surprinde. Că am construit școala, că am fost, da? Cu cine? Cu învățătorul și Ieciurea, Mânicuță, cu domnul Bioc, cu domnul mai care, deci colegii trebuiau amintiți. Cu dânsii făceam tablourile, cu dânsii ne urcam pe scări, cu dânsii făceam tot. Trebuia menționat colectivul didactic. Mă iertați că... Da. Mi-a spus și eu durerea mea. Mulțumim, doamne învățătoare. De altfel, o familie de intelectuali se și văd rezultatele până la urmă transmise către cei doi copii, cele două fete, realizate în mod deosebit și care fac mândrie satului Cașin. Și eu știu că se mândresc fetele cu satul Cașin, așa cum a rezultat și din spusele doamnei învățătoare. Nu am vorbit tale, am pomenit o pleiadă de dascăli cu care noi cășunenii ne mândrim, care au trecut în rândul domnilor, nu neapărat că au murit, dar se continuă cu familiile actuale, cu familia Solomon, familia Comănici, care se vor regăsi într-o lucrare dacă ea se va termina. Multe se pot spune, dar vă mulțumesc celor care ați spus până acum și continuați să criticați. Spre mine, dacă se poate. Cine mai dorește să
să vorbească. Bună ziua! Este foarte greu să te exprimi în fața unui auditoriu atât de select. La vechii acestei locații, a școlii Crașii, eu am îndrăznit cât am fost primar să o renovez și să stăm într-o clădire modernă, iată că sunt deja lipsit de modestie și s-au prezentat câteva evenimente, s-au succedat câteva evenimente în anii anteriori, 2010, atestarea documentară a Comunei, în care tot cu noastră cășunenii, cu tot cu carte de dat și am reușit să organizăm un eveniment amplu, ne aducem aminte de primarul din Dragoslavie, de distinții oaspeți de atunci, referitor la Institutul Nicolae Păstraru, vreau să amintesc că a fost printre noi, nu știu dacă noi în sală, strănepotul domnului Nicolae Păstraru, domnul Vorniciolu, mai este prezent, a plecat, căruia i-am îndemnat, vreau să corectez, așa că nu numai cineva a organizat acel eveniment, a fost și instituția primării atunci reprezentată prin mine și cășunenii la oaltă, m-am gândit, chiar am fost noroc că s-a prins un mandat 2008-2012, 600 de ani de atestare de organizarea Comunei, 300 de ani de la atestarea Bisericii Sfânt Muntenesc din centrul Comunei Cașin. Deci clar că am fost implicat și m-au emoționat acele evenimente și m-au onorat în același timp că am fost primar. Felicit prezența dumneavoastră aici, mă bucur că am și posibilitatea să transmit un la mulți ani călduros dumneavoastră cadrul didactice invitațiilor și școala Cașin să dă-i lui în continuare prin rezultate și deosebite și să fie cunoscută din ce în ce mai mult în întreg județul. Dar vreau să dacă sunt și am preluat acest microfon să, și dacă tot ați stărit cine vrea să critique, să critique. Eu am primit invitația ca și consilier în care erau lansați directorul școlii și primarul. Nu l-am văzut, fiindcă acest eveniment a fost moderat 90% de acest domn din capăt, care aș fi vrut cam mai mare implicare să aibă primăria și conducerea școlii. Dați-mi voie puțin. Vă rog, domnul intervenitor. Este momentul sărbătoresc. Da. Nu avem timp să criticăm. Când doriți, domnul profesor, dacă dumneavoastră vă percepeți la critică, nici nu am ajuns la critică. Corect. Nici nu am ajuns la critică. Un pic de vârstă. Nu frumos să întrerupiți, domnul profesor. Vreau să intru, domnul Ișlescăscă. Domnul profesor. Lăsați să termin discursul. Vă scădeți prestigiul dacă continuați să abordați problema critică. Vă rog să-mi dați voie să vă întreb care este aportul dumneavoastră ca intelectual aici. Eu am avut 3.000 de elevi ai mei personali până acum, foarte mulți cășuneri, eu nu am tăiat 3.000 de copaci. Care e respectul mai mare pentru un dascăl care a avut foarte multe de fapt pentru cetățean care a trăiat, care a defrișat? Să facem campanie electorală. Dumneavoastră în caș și nu am niciun șansă să mai fiți primar. Lăsați, domnul profesor, lăsați că noi aveți răbdare să terminăm. Avem aici niște copii, e păcat să dăm un exemplu legal pentru acest lucru. Haideți să ne liniștim și să vă uitați. Cu ce am greșit până acum? Foarte multe cărți de acest, s-au făcut până la acest eveniment. Cum, domnul Hrele, l-am face de domnul respectiv cetățean de onoare, domnul Constantin? Nu, domnul, nu se face niciun cetățean de onoare. Este un eveniment al școlii. Domnul respectiv mai are răbdare pentru a fost atâtea candidatice pentru aceste merite. De ce trebuie să vă deranjeze că am avut și o poziție constructivă și poate chiar dacă a fost critică, nu am dorit răul acestei localități. Eu poate faptul că am fost susținut și încă mai sunt susținut de foarte mulți cășuneni, care astăzi nu vor să vină la acest eveniment, au venit din cauza unei ori personale, că nu vrem să vedem pe domnul respectiv, că știm ce activitate are, că are o pasiune pentru istoria Comunei. Asta e altă parte, dar nu
vrem să venim să desemnăm cetățean de onoare pe... A fost desemnat cetățean de onoare domnul Constantin? Da sau nu? Și să ne poată răspunde autoritățile. Și pentru ce motive și... fiindcă sunt și alte cadre și care merită din prim acest lucru. La mulți ani, doamnelor și domnilor, sărbători frumoase cu bine și să ne întâlnim sănătoși în anii următori. În anul următor. N-am avut de gând să vorbesc. Doar să-i trece vocea mea. Să rămână acum, să nu dăm o să-mi sigur, poftim. Aș fi vrut să zic ceva, dar... Aceste contre dintre cei care au vorbit m-au determinat să iau cuvântul. Ca să legăm și copiii de această activitate specifică lor, școala, am să le povestesc, începând de la grădiniță, nu știu dacă era doamna educatoare în serviciu la acea dată, dar noi am învățat la domnul Vornicelu. Am început grădinița la domnul Vornicelu, pentru că fostul director al școlii, Bărănică Remus, doamna profesoară Popescu Catușa, Zbârcea, zis, și Cornelia Grădinaru erau mai mari decât mine. Când am intrat în clasa 1, eu nu m-am mai dus la grădiniță și mi-am petrecut cei 2 ani diferență în curtea școlii. Așteptam până suna clopoțelul, că stăteam peste drum, treceam în curtea școlii și mă jucam în pauză cu ei. De câte ori trec prin fața școlii și văd copiii pe teren, eu mi-aduc aminte acele minunate clipe. Întreba domnul organizator dacă, care este relația sau ce simți când te întorci la o școală în care ai fost elev și revii ca profesor, ca învățător, ca educator. Eu am învățat doar clasa 1 și a 5-a în această școală, chiar în această școală. Dar am revenit ca profesor la Curița. Am avut de ales între Cașin și Curița. Știind stilul aprig al cașunenilor, faptul că eu nu sunt variabilă, că eram de la Cașin, am zis, decât să stric relațiile cu tot satul, mai bine mă duc la Curița, că nu mă cunoaște nimeni. La Curița eram aceiași vechi prieteni, Remică Bălănică director, eu, Catușa, Emidio. Mai mulți cășuneni erau și la cășuneni, doamna Marine, și veneam doar la ședință la Cașin. Noi acolo o duceam foarte bine, la Cașin erau aceleași contre. Da. E bine să ne păstrăm calmul și să fim un exemplu pentru cei care revin, care vin după noi, atât ca elevi, cât și ca profesori. Școala Cașin a dat oameni mari și foarte mari. Eu, fiind mai în vârstă, știu. M-aș oferi, dacă domnul umblă la arhiva școlii, după cataloace, să spun ce au fost, ce au ajuns, cât mai sunt, pe unde mai sunt oameni foarte respectați în această țară. Doamna doctor Veronica, fost Vornicelu, Costea, după căsătorie, domnul Ghiță Costea, fost ministru muncii, secretar de stat în cadrul Ministerului Industriilor, da? Ca să nu zic unchii mei. Foarte, foarte multe nenumărate personalități, în toate domeniile, ale artei, ale științii, în politica care se facea atunci, dar oamenii care făceau politic pe vremea lui Ceaușescu erau oameni de calitate, mai ales cei care aplicau politica, adică cei care o făceau. Care o făceau era vai de capul lor. Dar aveau atâta abilitate încât se înconjurau de oameni de profesioniști. Asta este oferta mea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Reprezentați o familie care, într-adevăr, este cu renume în satul nostru și
a și adus renume satului. Că de fapt satul, ați văzut și dumneavoastră de relatările acelui profesor de la începutul învățământului în satul Cașin. Multe sunt trecătoare dintr-o localitate, inclusiv oamenii de acolo, rămân niște fapte. Rămân faptele. Și atunci, chiar nu... Mă mir de mine că nu replic, dar chiar nu replic. De cele mai multe ori m-am făcut bine și am căutat să mai stor câte ceva de mine în folosul satului, zic eu. Doamna profesoară Bălănică, pensionară, subliniază dumneai, cu mare respect vorbesc, iată de o altă familie de intelectuale ai satului nostru. Dacă va apărea o lucrare, Sărbătoarea satului, așa se numește, în care se pun la punct niște întâmplări cu date certe și în ea apare niște relatări despre regretatul domn profesor Bălănică, director al școlii noastre, unul dintre cei 5 consănteni ai noștri care au făcut ca sărbătorile satului, ca spiritul iarmarocului să reînvie. Există o istorie care văd că se încearcă a se falsifica. Nu, ea este destul de vie și trebuie scrisă. Și atunci, vorba volant, scripta mare. Mulțumesc. Am pierdut de 7 ani dexteritatea vorbirii, dar totuși 42 de ani am pus întrebări elevilor și îmi permis să-l întreb pe domnul Tudose care a fost, să spună, numele învățătoarei și diriginte, pentru că într-adevăr i-a insuflat dragostea de locul natal, pentru care îl felicit și nu numai atât, prin ceea ce a organizat din 2000, cât a spus, 10 parcă nu? Din 2010 aici, da? Dar n-am vrut să fac pe lângă primărie. Ați creat o carte de vizită pentru comuna noastră și pentru noi. Eu vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și vreau să vă amintesc că omul învățat poartă averea cu el. De aceea, în această sală, este multă bogăție astăzi.